Gata, fac... Gata, fac... Gata, fac vlog nou, gata, mă pun pe filmat. Ia uitați-mă. Deși tu like, subscribe, piesă de YouTube, piesă... Salut, eu sunt Vlad Grigore și bine ați revenit pe canalul vostru preferat și iremediabil. Nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta, dar eu l-am folosit. Glumea, știu ce înseamnă. Eu sper că o să vă distrați la acest challenge, pentru că n-aveți idee ce urmează să vă spun că o să facem. Probabil ați citit și în titlu, dar vă zic și eu. Astăzi o să ne punem unghii de 5 km. Unghii de 5 km. De ce facem chestia asta? Nu știu. Probabil este primul și ultimul challenge de genul la mine pe canal. Glumesc, o să mai vină mai multe chestii. Dar partea șocantă este că nu știți cu cine o să-mi pun azi unghii. Motivul pentru care facem chestia asta, vreau să vă mânuiesc fetele, unghiile alea de 5 km. Eu cred că mi-aș dori foarte mult să-mi pun unghiile alea și să merg pe ele, gen, știi? Astăzi o să-și pună unghii cu noi Bie, Eddie, Alex și atât, că alți prieteni nu am. Hai să facem un moment de imaginație și să vă gândiți cum o să arate Bie cu unghii lungi. Imaginați-vă. Stați până la final pentru că vă garantez că o să vă distrați. Eu zic să dăm start challenge-ului și haideți să mutăm cadrul, pentru că astăzi o să ne pună unghii Mara, adică o să fie un fel de Gina Felea. Ba, Mara chiar a găsit și un nume salonului. Grigorion. Grigorion? Grigorion. Haideți să mutăm cadrul și bine ați venit la salonul Grigorion. Bună, e pandemie și nu ai niciun salon deschis? Grigorion! Deci mai întâi vreau să vă arăt, da? Oh my god, stai să-ți pun lumina! 2, 3 și pregătește-te de lumina! Luni scurte, nu contează, dar uitați, frate, ce au reușit să fac acasă, sunteți nebuni la cap, lor nu o să le fac așa ceva niciodată, că mi-a luat 6 ore, dar lor o să le pun tipsuri. Vă rog să priviți aici, chiar aici, să priviți câte produse avem, da? E la programarea de la 9? E de la 9, băiete, e 8. Deci hai să vă zic. Dă ceasul, fă! La Grigorion Salon, eu fac regulile. Am programare! Și ce este special la acest salon? Doamna! Faptul că eu le fac cum vreau eu, nu mă... O să am pe Google Reviews. Kidunghi.ro. Fetele astea foarte drăguțe ne-au trimis foarte multe chestii. Prea multe, eu nu știu să folosesc. Dacă vreți să vă faceți și voi unghii cu gel ca mine, aveți un link în descriere, chiar puteți să faceți. Până atunci... Avem o epilare definitivă. Haide! Primul client care își face unghiuțile. Bună, dragă! Știi, te-aș întreba... Ai eticheta, așa vrei? Da. E nou? Da. Pentru început, vreau să-mi dai mânuțele. Nu te întreb ce vrei, pentru că îți fac ce vreau. So professional. Da, fă, le mai înțelegi acum? Păi bine. Chiar vreau să-mi deschid o carieră cu unghii cu gel. Da? Eu cred că o închizi. Vă rog să creeze cineva o pagină de Instagram Grigorion Salon. Astăzi am optat pentru un design foarte chicios, avant-gard. Avant-poartă. Nu de asta am vrut să pornim camera. Am vrut să pornim camera ca să vă reamintesc să-mi dați follow pe Instagram. Follow la Oemara, hai. Până pilesc unghia, vreau să-mi dați follow. I-am cerut verde. Bună ziua, bună ziua! Bună! Uite, vin de la un divorț. You want short nails or long nails? Exact, long nails, mă scobesc în nas cu ele. Bă, acum lăsând orice caterincă de drumul taberei deoparte, chiar să și chiar rău de tot. Gata și unghiile mele, urmește următorul... Uite, te-ai mișcat și ai făcut valuri. Ce-am făcut? Valuri. Intra în apa mării și nu te teme, hai să vezi să not. Următorul. Nu mai poate tare. Vizionează acum, îmi place să mănânc, aș băga un burger de bizon. Ce vrei? O ciorbă de burtă. O ciorbă de burtă aș mânca și eu. Sună rădăuțeană, mamă. Știi ce urmează să-ți fac? O să te pilesc până la... Mamă, ce... Ia, Edi. Nu râde de ele. Nu râde ele, râd cu ele, cu tine. Hai. Tu le-ai albastră și ne... Oa, ce mișto s-a luat! Uite cum îți fac ție, cu verde, mentă, neon și pipici. Alo, pronto, sunt contact! Am terminat și cea de-a treia manicură, vedeți că mi-am dat mai mult silință aici, pentru că am asortat chiar fără să vreau, cu tricoul tău și este un tropical vibe, AC, tropical, go to Maldive, AC, 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 AC. Hey, sister, so, sister, bună! Bună, Alina, am venit să-mi pui și mie uti cu cel. Cel? Sunt fana ei, eu sunt Ariana Grande. Mi-am asumat că am urât-o pentru că eram frustrată, că era slabă și frumoasă și eu nu eram mama, dar sunt... Iar arată-ne, Bie! Unghii marca
primăvară-vară. Este un chiugel. Avem cu niște detalii extraordinare primite de la colecția asta. Deci acum practic urmește camara să ne dea niște challenge-uri să facem prin casă, nu știu, să tastăm ceva, să se joace. Eu nu aș avea încredere în tine să vor să te ascult. Ce părere aveți, a? Doamne, să sfântul. Hai, puneți-vă unghiuțele aici toți. Ăștia suntem. Da, așa suntem. Nu. Sunt cu gel. Ba da, sunt cu gel. Nu cred că sunt pus în gel. Ba da. Nu e adevărat, nu te cred. Să rămână. Bună, Alex. Să rămână. Urmește să facem aceste mici provocări. Deci eu nici nu pot să țin camera, mă, eu nu știu cum faceți, mă, fetițelor. Toate lumea telefoanele pe masă. Veți avea la dispoziție 30 de secunde. Așa. Să scrieți o frază. Nu, să trimiteți mie mesajul. Bun, sunteți pregătiți, da? Da. În 3, 2, 1, veți scrie, dați follow la mai mare. Fac, unde? Am ieșit din mesaj. Oriunde vreți voi să scrieți. Mea cât de greu e. Aoleu, cum te-am trecut, mă, vaca, viața, nu te-am trecut. Poți să-mi explici cum ai tastat? Bun, deci avem așa, de la Edi Brandabura, dați follow pe Wildmara. Dați follow la Wildmara. Da, el, Edi a și corectat. Acum că avem telefonul în mână, mai poți să ne dai un mesaj, că acum o să fie mai ușor. Scrieți... Mamă, e pieptune. Îmi place să mănânc. Oh, stai că am în engleză asta. Nu pot. Cum? Gata! Și eu ți-am primit ție. Și Alex. Nu pot, băi. Și Edi, bine, tu ai scris în plave să mâncăna. Edi a scris corect, îmi place să mănânc și bine. Și Vlad a zis să împâla. Bravo. Dar nu, următoare. Mai dă-ne ceva. Acum avem challenge-ul monedă. Pentru fiecare câte o monedă. Cu grație, noi putem să ridicăm asta. Și Vlad. Și cu ce să o ridic? La mie 5 bani ca la sărăcia. 50 de bani. Avem de 10? Aveți la dispoziție 15 secunde. Ok. 1, 2, 3 și... Gata. Ok. Hai. Ok. Știți cum se face, wow, gen se ia cu după, nu așa. Dar eu am făcut ce mai ușor ce am făcut eu. Challenge-ul ce va urma. Așa. Este reprezentat de tăierea unui fruct pe rând. Aaa, ești tare rău. Hai să tăiem, gata. Eu nu fac așa ceva. That's why. Ești doar pro și vă băgați să știți momentul meu. Cântăm la tarabana. Super, mă doar. My gloss, it's my hair. Păi da, da, gen, merge. Am putea fi la zlăutare spiții. Follow la Wine Mara! Să știți că eu am unghii și nu fac challenge-ul. Trebuie să ne încălțăm, gen. Aoleu, doctor Marc, am zis n-o să mă încalzi niciodată, vă spun. Pe rând. Măcar merg cu... Au! Eu aici nu știu cum faci. Au. Mara, ador că fii. Cum faci? Eu cred că ai făcut nimic pentru asta, sincer. Bravo, next! Felicitări! Băi, stai, trebuie să vedeți cu totul, gen. Așa, bă, deci stai un pic. Fiți atenți că am învățat eu o schemă de la mama, deci... La mama? Oh my god! Nu, nu știu cum... Gata! Gata, uitați-vă la fata! Mai ce unghiuțe ai! Nu, bun, Mara, nu merge, mă dor! N-am cum să bag aici, mă doare! Zi de zi! Yeeey! Să mă aleg! Bine! Nu vrem să facem o tranziție și să intre... Ce-a făcut? M-a făcut unul. E ok. Ador, țin-o colipim. Mamă, dar ți-ai ales și tu convergi, frate. Ia uite-mă. Corect, negreșit, improbabil. Ia uite-mă. Voi cum le-ați legat? Hai, mulțumim, Edi. Haideți să vă ștergeți la... Tu ștergi, Edi. Fund, pardon. Haideți să vă ștergeți la fund. Hai că vă fac eu un experiment, deci. Trebuie foarte bine, cred că... Au, ce m-am lovit în cântar, știam că nu stau niciodată pur. Urăm cântarul. Luați hârtia foarte bine, am văzut la Emilia Lupe un tutorial. Deci rupeți două de-astea, le înfășurați așa, te pui pe... Masă. Pe masă.
Da, mă, nu e așa greu, ce? Ți intră și unghia, ce are? Fă așa. Cu asta se lucrează, cu asta, nu cu astea. Păi, dar nu e atât de mare partea asta. E mâna ta, nu-i mică, mare. De așa, mai, e foarte simplu. E foarte ciudat ceea ce facem. Așa se ține. Când te întreabă părinții ce te gândești să faci în viitor. Eu așa o să merg, că am putut să mă îmbrac pe jumătate. Arată cheile de la BMW. Nu. Yeah. Oh, yes. Aia e imaginea, aia e. Ne urcăm în BMW. Yes. Yes. Time finished. Ah, ok, da. Meanwhile. Ce părere aveți? Nu? Ce părere aveți? Ce părere aveți? Mi-am deschis salon Grigorion, se cheamă, și ne-am făcut manicura la tot. Pentru că Vlad este cel mai șmecher dintre șmecheri, ne va cumpăra el de mâncare. Și trebuie să plătească el, așa că vom face switch de loc. Uitați oamenii care o să se uite la ei. Veniți o secundă, Nu! Uitați, eu m-am deschis, eu m-am deschis... Vă rog, arată public ce părere aveți. Da, uite aici. Uitați, toată lumea are. Cum ar fi să se bată unghiile între ele, gen? Haide, hai să facem o... A căzut una, a căzut o bucată. A mea? A mea? Arată mâna, Vlad, nu te rușine. Asumați. Vă plac unghiile lui? Cam asta a fost și cu episodul de azi. Eu sper că v-a distrat. Dacă da, nu uitați să dați un like, follow la toată lumea, mai ales Wild Mara, că a avut de precizat chestia asta. Doamne, mergeam în deschis moara. Dacă mai vreți să facem chestii de genul, lăsați-ne un like și un comentariu. Ne vedem data viitoare. Pa! Subscribe la Bogdan Tekeș. Să ne dați subscribe și nouă. Ați rămas până aici la final? Spuneți-ne. În comentarii, vă rog. Acum să le scoatem jos, gata, aia.